Un alt episod șocant s-a petrecut la o nuntă organizată într-un local din Băile Felix. Mirele a fost scăpat din brațe de amicii lui, care l-aruncau în aer în spirit de glumă. Din păcate, tânărul s-a lovit rău la coloană în urma căzăturii și rămâne internat. Nunta a continuat fără el, dar doar în prezența miresei, care s-a speriat îngrozitor. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. În timp ce Mirele și Mireasa se aflau pe ringul de dans și toată lumea se distra, prietenii bărbatului au hotărât să-l ridice pe brațe. Din păcate, când l-au aruncat a doua oară, nu l-au mai prins. Speriată, Mireasa a mers într-un suflet să vadă ce i s-a întâmplat soțului ei. Am dansat, după care au venit băieții și m-au luat pe sus, fără să știu, m-au ridicat și am căzut pe spate și am încercat să mă prindă. După aceea m-au ridicat de jos, m-au pus pe un scaun, când au venit salvările, nu puteam vorbi. Făceam din mâini, dar nu am mai mare venit, pot mișca picioarele cum trebuie, nu sunt paralizat, când se pune problema că nu se pot merge, m-am recuperat. Deși nu ar fi trebuit să-l miște pe rănit, prietenii au făcut imprudența să îl așeze pe un scaun până la sosirea ambulanței. Pacientul era conștient, cu funcții vitale normale, exista o suspiciune de traumatism craniocerebral. Pacientul nu era paralizat, își putea mișca membrele. Acuzând dureri puternice de spate, tânărul a fost transportat de urgență la spitalul din Oradea, unde medicii au stabilit că are coloana fracturată în două puncte. Din această cauză va rămâne sub supraveghere medicală, în loc să meargă în luna de miere. Investigațiile vor urma să se desfășoare și în zilele viitoare, pentru a vedea exact extensia leziunilor. Deocamdată, din informațiile noastre, evoluția este lent favorabilă. Bineînțeles, o fractură la nivelul coloanei vertebrale comportă niște riscuri. Ăsta a fost și unul dintre motivele pentru care pacientul a rămas internat, tocmai ca aceste complicații să nu apară. Culmea este că nunta a continuat și după ce Mirele a fost transportat la spital. Deocamdată, tânărul nu a făcut plângere la poliție. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.